Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când că s-a făcut Bitcoinul euro, babițe! Astăzi la ora de cripto, Bitcoin este la 60.700 de dolari, iar Ethereum la aproape 4.100 de dolari. Merge priată pe Bitcoin pe 4 ore. Și vă spuneam ieri despre acest următor nivel de suport, din zona de 60.000 de dolari și am văzut doar un week în jos, nu am văzut o închidere pe 4 ore sub acest suport. Și odată ce spargem acest suport și prin spargere vreau să spun o închidere pe 4 ore sub acest suport, putem merge până la 5-7.000 de dolari. Mare atenție, doar deoarece în weekend de obicei scădem și încă acest weekend nu este gata. Dar să sperăm că mâine vom merge în sus, cu toate că și lunea de obicei scădem dar în momentul de față pe 4 ore suntem într-un downtrend, atâta timp cât stăm sub EMA Ribbon pe 4 ore. O închidere peste EMA Ribbon pe 4 ore ne-ar sugera că această corecție este gata. Și dacă deschidem și VPVR-ul, vedem unde este volumul cel mai mare după ce trecem de zona asta de 60.000 de dolari. Dacă o să spargem, vedem că în zona asta avem volumul mare. Dacă nu ne susținem peste zona asta, Mergem până la următoarea zonă cu volum destul de mare, unde este la 5-7 de durat. Și de aici să sperăm că vom face un bounce. Asta este un pe termen foarte scurt, dar pe daily și pe weekly, bineînțeles, suntem foarte mult sus. Și cred eu că vom mai merge mult mai sus de aici. Și haideți să vă prezint și uh, niște analize foarte interesante, on-chain. Cu cât aceste buline sunt mai colorate, adică cu cât aceste buline sunt spre roșii, din portocaliu spre roșii, reprezintă balenele. Și hai să vedem ce au făcut balenele cam prin octombrie, noiembrie, anul trecut. Dacă ne uităm și pe grafic, să analizăm și pe grafic aceste bulinuțe. Deci, balenele au acumulat pe aici, prin zona de 20.000 de dolari. 20.000 de dolari prin octombrie-noiembrie, cam pe aici. Deci balenele au acumulat prin zona asta foarte mult Bitcoin. Și după ce au acumulat, Bitcoin a mers foarte mult în sus, cum putem vedea aici. Au acumulat foarte mult, prețul s-a dus în sus. Și de acolo am văzut că deja nu mai este pe roșu, da? Au acumulat și aici și de aici au terminat de acumulat prin zona de 50-60.000 de dolari. Adică prin zona asta nu au mai acumulat și au vândut balenele și aici a cumpărat în general începătorii și small fish, cum scrie aici. Deci cei începătorii care au intrat acolo, care au făcut FOMO și au cumpărat sus, au cumpărat prin zonele astea. Au cumpărat aici și cel mai probabil au vândut și pe aici. Acum a scăzut prețul, s-au panicat și au vândut. Dar balenele, țineți minte, au cumpărat aici jos și au vândut sus. Și ce este diferit acum față de atunci? Cu toate că suntem la 60.000 de dolari ca și acum. Ei bine, în momentul de față, vedem că suntem pe portocaliu cu aceste bulinuțe. Adică înseamnă că balenele acumulează din nou. Și au acumulat și aici. Dacă mergem puțin pe grafic, înseamnă că balenele au acumulat și aici și încep să acumuleze și prin zona asta. Deci balenele încă acumulează acum la 60.000 de dolari. Lucru pe care nu l-au făcut aici, da? Vă amintesc că aici au vândut. Și în momentul de față acumulează. Și tot timpul când vedem niște acumulări, a balenelor, atunci trebuie să urce prețul. că aceste lor nu acumulează aceste balene ca să vândă mai apoi peste câteva luni în pierdere. Da? Deci tot timpul după niște acumulări a balenelor, atunci prețul urcă destul de mult. Cum s-a întâmplat și aici. A urmat un pump iminent. Și este și un semnal foarte bun de ieșire din piață sau de vânzare, acela când balenele încep să vândă, când prețul este foarte sus și balenele încep să vândă. Deci mă aștept la încă niște mișcări foarte puternice în sus, până în noiembrie, decembrie, pe Bitcoin. Și am vorbit despre asta uh, într-un alt videoclip, care o să las pe finalul acestui videoclip. Da? Și așa trebuie să analizăm când analizăm piața cripto Ne uităm și pe on-chain, ce fac balenele, ce se întâmplă în lume, pe grafice. Și cred eu că Bitcoin va marca destul de mult uh, până la finalul acestui an. Să merge și pe Ethereum. Și Ethereum pe daily încă arată foarte bine. Vă spuneam că Ethereum arată... At foarte bine atâta timp cât stă peste rezistența asta. Și este la 4100 de dolari și sunt foarte convins că vom depăși și all time high-ul precedent și vom depăși 4500 de dolari și mergem spre 5000 de dolari. Hai să vedem care este următorul target după ce depășim all time high-ul. Punem un Fibonacci pe care îl găsiți aici în stânga. Fibonacci Retracement. Următorul, următoarea rezistență pe Ethereum <coughs> este undeva pe la 6.000 de dolari după ce mergem, după ce depășim all de aproape 4.400 de dolari. Deci 6.000 de dolari pe Ethereum. Și dacă mergem și pe ETH, BTC, vedem că și ETH a închis foarte bine candela de zi. A închis ieri candela de zi foarte bine. A închis peste EMA Ribbon. Și vă, vor reamintesc tot timpul când închide ETH în funcție de Bitcoin. Înseamnă că începe altcoin și Ethereum pompează foarte mult, iar mai apoi toate altcunele urcă destul de mult. Și ultima dată când a mers peste EMA ribbon, de aici, hai să vedem cât a urcat Ethereum. A închis peste, Ethereum a urcat 15%. Mai apoi și aici, a închis peste, a urcat 14%. Da, deci tot timpul când merge peste EMA ribbon, tinde să meargă destul de sus. Și, hai să șterg și bulinuțele astea, să am să-l fac un pic mai simplu de înțeles. Vedem aici, am mergem un pic în trecut, rezistența cu galben, da? Rezistență, Asparto a mers în sus. Din nou aici, rezistență cu galben, Asparto a mers în sus. În momentul de față, rezistență, Asparto și de aici Ethereum cel mai probabil va merge puternic în sus. Deci Ethereum este foarte bullish din momentul de față. Vă reamintesc, dacă și Bitcoin începe să urce de aici, atunci altcunele o să urce foarte mult. Cele care sunt și în comparație cu Bitcoin care arată foarte bine și Ethereum, în funcție de Bitcoin, arată foarte bine în momentul de față. Ethereum este un buy signal din punctul meu de vedere, dar ce arată foarte bine. Mergem și pe Elrond. Și Elrond arată la fel foarte bine și vă spuneam de când închide peste 0618, mă aștept de aici să deculeze puternic. Și am închis și peste 0786 pe Fibonacci, care este la 274 de dolari. Am văzut această candelă roșie și pare că ne consolidăm aici după un pump. Și tot timpul după un pump, când ne consolidăm, urmează încă un pump. Și următorul target pentru Eron este all time high de 303 dolari, cam prin zona aia. Și cred eu că în următoarele zile vom sparge 300 de, 303 dolari. Elrond arată foarte bine și cred eu că va urca destul de mult până la următorul MyRDX, până la lansarea Myerdex. Și următorul target pentru Eron ar fi undeva la 380 de dolari odată depășit all time high de 303 dolari. Și dacă și Bitcoin începe să urce, atunci și Elon o să urcă, urce și mai grav. Deoarece Eagle de în funcție de Bitcoin pe daily, la fel ca Ethereum, arată foarte bine. Și foarte interesant, a testat Emery banul prin această candelă roșie. Și dacă vedem și încă o candelă tehnică aici pe verde, atunci am străpuns această rezistență. Și e gold în funcție de Bitcoin, arată foarte bine și Elrond este un buy signal foarte mare și de cumpărare în momentul de față. Să mergem și pe alte criptomonede, pe alte altcoinuri. Dar înainte să mergem, nu uitați de cursurile de pe ora de cripto.ro. Sunt 5 cursuri foarte bune, în special pentru începători. Dacă vreți și voi să faceți trading, să analizați și voi din punctul vostru de vedere uh, criptomonedele și altcoin-urile. Și am făcut și eu o compilație cu toate aceste cinci cursuri. Și ieșiți mult mai bine dacă cumpărați acest curs în loc să le cumpărați toate cinci. Și vă rămân vouă pe vechi atâta timp uh, cât acest site va fi funcțional și va fi foarte mult funcțional, accesând contul de pe care cumpărați aceste uh, cursuri. Și le puteți cumpăra cu cardul sau cu PayPal. Uh, mai încolo poate o să încerc și cu Crypto, dar în momentul de față nu a reușit. Mergem și pe COTI, COTI USDT. Și pe COTI vedem că am văzut un all-time high aici de aproape 68 de cenți. Și în momentul de față, dacă tragem nivelul de rezistență și nivelul de suport, vedem că cotii formează un descending triangle. Și vom vedea o mișcare de preț și pe cotii în următoarele zile, deoarece de obicei e și mult mai repede decât să ajungem aici în vârful triunghiului, da? nu ajungem aici și după aia mergem în sus sau în jos. În următoarele zile cred eu că vom vedea o ieșire de aici, de pe coti și mă aștept să meargă în sus, deoarece cred eu că este un început de altcoin season, deoarece urcă Ethereum și încep să urce large caps, adică altcoinurile mari. Și coti odată spartă rezistența, este foarte bullish de aici. Dacă spargem pe la 0.55 de aici, poate să meargă foarte repede spre 0.68. Și cotii arată foarte bine de îndată ce va sparge rezistența asta cu galben să mergem și pe uh, ARPA. Iar ARPA pe USD, ARPA USDT pe 4 ore. Da? Foarte asemănător ce s-a întâmplat. Hai să mergem un pic mai spate. Și aici. Da? Pump. Am retestat IMA ribbon Pump. Pump. Din nou IMA ribbon -ul. Din nou Pump. Și acum ce credeți că se întâmplă? Testăm IMA ribbon din nou. Da? Deci ce credeți că o să se întâmple? Mergem puternic în sus. Da? Asta mă aștept să se întâmplă cu arpa. Arată foarte bine în momentul de față. Dacă nu pierde EMA ribbon -ul. Dacă nu închide sub EMA Ribbon, este bullish ARPA. Dacă se menține peste 0.14, este bullish și poate să facă un bounce de aici. Dar trebuie să avem volum destul de mare pe ARPA, să mergem în sus. Dacă mergem și pe zi, pe zi încă suntem foarte mult sus peste EMA Ribbon, deși ARPA arată foarte bine în momentul de față dar trebuie să așteptăm niște confirmări pe 4 ore. Ar vrea să văd o candelă, 2-3 consecutive pe 4 ore cu volum destul de mare ca să devin foarte bullish pe ARPA. Mergem și pe uh, LTC, Litecoin. Litecoin a cam dezamăgit în acest bull market, a avut doar un vârf de 400 de dolari în mai. Și în momentul de față se tranzacționează la 195 de dolari. Pe daily, atâta timp cât stă peste IMR, este bullish. Dar dacă mergem pe LTC, BTC, încă suntem sub EMI și acum încearcă să meargă peste EMI pe candela de zi în funcție de Bitcoin. Da, vedem prin această candelă verde și acum testează EMI Ribbon-ul. Închidere peste zona de 0.034, de aici o să devină bullish, foarte bullish și LTC, USDT, dacă o să urce în funcție de Bitcoin. Până atunci este bearish. Și trebuie să așteptăm să vedem dacă o să meargă în sus, de aici. Se merge și pe LINK. Și pe LINK, ultima dată când am vorbit despre LINK, vă spuneam despre acest prag. Trebuie să treacă de acest prag, de aproape 31 de dolari, să meargă până la 36 de dolari. Și în momentul de față primește o ușoară rezistență în zona asta. Dar foarte interesant, pe LINK este volumul foarte mare. Vedem 3 candele peste media de, vol peste media de volum. Deși LINK în momentul de față arată bine și e, odată ce ne consolidăm un pic prin zona asta, putem să mergem spre 36 de dolari, să încercăm să trecem de vârful asta și odată a depășit vârful acesta, tragem și linia, da, vedem și aici rezistență, și aici rezistență, odată depășit 36, 35, 36 de dolari, putem să mergem mult mai sus, putem să mergem la 44 și după 44 43, 44. Putem merge să testăm all time high de 53 de dolari. Deși link începe să miște puțin, să meargă de la rezistență la rezistență. Și link arată foarte bine în momentul de față. Să mergem și pe uh, BTT, BitTorrent. Pe daily, uh, dacă punem nivelul de rezistență, cam chiar de aici, putem vedea că încă suntem sub rezistență și BTT ca să devină foarte bun trebuie să spargă rezistența asta cu galben cu volum destul de mare. Trebuie să o spargă de aici și de aici are foarte mari șanse să treacă de vârful ăsta de 0.041 iar mai apoi poate să meargă până la 0.0049 00, și pare că este într-o acumulare în momentul de față Bitoren. Dar nu prea s-a mișcat de foarte mult timp. Dar odată ce vedem o candelă mare, tot timpul acumulare se termină o candelă mare verde și prețul ne duce foarte repede sus. Deci trebuie să păstrați un ochi și pe BTT când sparge rezistența asta cu galben. Și atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos această, aceste analize pe mai multe altcoin și pe Bitcoin și vă aștept și pe contul de Twitter dacă aveți întrebări. Suntem deja 851 și vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare coment pe care mi-l dați. Pe data viitoare!